ziua, dragi prieteni! Astăzi, în premieră la Strasburg, vrem să creăm biroul Partidului Liberal Reformator. Îl avem astăzi ca oaspete pe domnul Dorin Dușac. El este vicepreședintele partidului. A venit în special de la Paris ca să ne ajute să organizăm această adunare pentru formarea acestui birou la Strasburg. Pentru început îi dăm cuvântul domnului Dușac. Poftim. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc domnul Bobeică pentru introducere. Eu am să mă refer în câteva cuvinte foarte, foarte scurt la istoria și iar foarte scurt a partidului nostru. Deci Partidul Liberal Reformator, după câte știți, a evoluat ca o parte, ca o opțiune pro-europeană și ca opțiune progresistă în cadrul Partidului Liberal. Partidul Liberal, care există deja de mulți ani, a trecut printr-un proces de sciziune în anul 2013, atunci când o parte din deputații, din miniștrii, din viceministrii și din șefii de agenții ai Partidului Liberal au ales calea continuării reformelor în Republica Moldova, au ales ideea, ca ideea europeană, să progreseze, să meargă înainte. Și acest lucru era posibil doar în contextul votării unui nou guvern și evitării cu orice preț alegerilor anticipate. Așa s-a întâmplat că în luna aprilie anului 2013 această opțiune, din păcate, și toată lumea spune cu mare regret acest lucru, această opțiune să nu mai coincidă cu opțiunea conducerii actuale a Partidului Liberal și în special a președintelui Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care a refuzat cu orice preț să meargă înainte în coaliție împreună cu celelalte două mari partide de dreapta din Republica Moldova. Și astfel ne-am pomenit la început cu crearea unui Consiliu de Reformare a Partidului Liberal, care în timp a devenit Partidul Liberal Reformator. Partidul Liberal Reformator a avut congresul și a ținut congresul de constituire pe data de 15 decembrie 2013 la Chișinău. Mie mi-a revenit deosebit de onorabilă, onoranta misiune de a fi unul dintre cei 7 vicepreședinți ai Partidului Liberal Reformator. Sunt deci în această funcție mă ocup, sunt responsabil pentru activitatea partidului nostru în diasporă și prezența dumneavoastră, atât de numeroasă astăzi aici, mă bucură într-un mod deosebit. Vreau să vă spun că, deci, așa cum bine știți, probabil președintele partidului este domnul Ioan Hadârcă, unul din simbolurile renașterii naționale, mișcării de democratizare și de renaștere națională de la sfârșitul anilor 80 din țara noastră. Dânsul a fost în ultimii ani deputat. Să vă aduc aminte, cei care sunteți mai tineri, probabil că ați văzut aceste lucruri la televizor sau pe internet, dar unii dintre dumneavoastră probabil că le-ați trăit și în realitate. Domnul Ion Hadârcă a fost cel care a inaugurat prima mare adunare națională care s-a desfășurat la Chișinău în 1989. A fost și primul președinte al Frontului Popular din Moldova, înainte ca această mișcare să fie privatizată de către unele forțe malefice și să treacă prin soarta pe care, prin trista soartă pe care o cunoaștem cu toții astăzi. Copreședința ai partidului au fost aleși la același congres Ana Guțu, cu care vom avea onoarea să discutăm în după-amiaza zilei de astăzi, și domnul Oleg Bodrug. Și așa cum vă spuneam, au fost aleși 7 vicepreședinți. Eu sunt unul dintre acești 7 vicepreședinți. Vreau să vă spun în încheiere, fiindcă mi-am propus să am un discurs cât mai scurt posibil, aș putea să vă povestesc foarte mult despre crearea partidului, cum s-a ajuns la constituirea sa. Inițial să știți că cei care au constituit Consiliul de Reformare al Partidului Liberal nu erau foarte pasionați, înfierbântați de ideea de a crea un nou partid, fiindcă asta este un lucru dificil. Este o sarcină foarte complicată.
Este nevoie de mult, foarte mult efort, foarte mulți bani, foarte mult timp. Scopul nu era neapărat acesta, de a rupe Partidul Liberal în două și de a crea o nouă entitate politică. Dar să știți că partidul nostru a apărut fiindcă asta a fost solicitarea liderilor locali și activiștilor noștri locali. Partidul nostru a apărut fiindcă în vara anului 2013, în urma mai multor întruniri cu reprezentanții din teritoriu ai Consiliului de Reformare a Partidului Liberal, care între timp au devenit mult mai numeroși decât grupul celor 30 ceva de persoane semnatare ale declarației inițiale, în 12 aprilie 2013, deci numărul ăsta care a devenit foarte, foarte mare, impresionant și a cuprins lideri la nivel raional, la nivel local, au cerut ei, oamenii din teritoriu, au spus la un moment dat, nu mai are rost să ne batem cu morile de vânt, haideți să creăm o nouă formațiune politică. Spun chestia asta fiindcă în Republica Moldova nu sunt numeroase formațiunile politice care se construiesc de jos în sus. Știți și dumneavoastră foarte bine, când e vorba despre un partid mai mare, toată lumea știe. Ăsta e partidul lui X, ăsta e partidul lui Y. Ei bine, Partidul Liberal Reformator nu este partidul cuiva. Este partidul tuturor și asta înseamnă pentru noi că este partidul fiecărui membru. Asta vreau să înțelegeți din start. Asta nu e partidul lui Hadârcă, nu e partidul lui Dușeac sau nu e partidul lui Bobeică. Este partidul fiecărei persoane care decide la un moment dat că a venit momentul în viața lui să se implice în politică, să se mobilizeze și să activeze pentru integrarea europeană și pentru păstrarea și continuarea și aprofundarea unui curs pe care l-am început în 2009 și care sperăm noi să ajungă la ceva, la ceva concret în anii următori. Și încă un lucru vreau să mai spun. Uitați-vă foarte atent pe internet în zilele astea ce se întâmplă la Kiev și în alte orașe din Ucraina. Este o mare tragedie. Este o imensă tragedie. Sunt ucraineni care sunt la fel de săraci și unii și alții, la fel de bătuți de soartă și unii și alții de pe ambele părți ale baricade. Eu nu vreau să spun că au dreptate doar unii. Fiecare cu dreptatea sa suferă în mod absolut clar, suferă toți. Suferă și protestatarii care sunt bătuți și maltratați prin comisariate, dar suferă și polițiștii care, reprezentanții organelor de drept, care au și ei imensa lor parte de suferință în tot vacarul ăsta care se întâmplă în Ucraina. De ce vă spun lucrurile astea? Uitați-vă foarte atent și să țineți minte că dacă în Republica Moldova, în ziua de azi, nu se întâmplă același lucru, fiindcă riscul era anume ăsta, ca Republica Moldova să nu spună da cursului european la summitul de la Vilnius, și atunci, după părerea mea și nu numai după părerea mea, ar fi fost același lucru și în Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă azi la Kiev, la Cernăuți, la Vinița, la multe alte orașe din Ucraina, avea să fie astăzi realitatea tristă și foarte dureroasă pentru Republica Moldova. Și în acest context, dacă există vreo forță politică care poate fi responsabil în ghilimele pentru evitarea unei astfel de catastrofe, atunci, în mod cert, forța politică se numește Partidul Liberal Reformator, care, la momentul potrivit, a știut să spună nu liderului său și da integrării europene, da unor principii adevărate, da unor valori cu adevărat europene și democratice, da unei libertăți adevărate și nu a unei dictaturi de partid. Și anume asta este meritul nostru pe care îl vom revindica întotdeauna. Să știți că asta face parte din ceea ce suntem noi. Noi revindicăm, noi spunem sus și tare că formațiunea noastră a salvat Republica Moldova de la o tragedie care astăzi se întâmplă în Ucraina. Vreau să vă spun, domnule vicepreședinte, că deja la Strasburg, la crearea partidului, de acum sunt 10 membri. Au mai venit membrii ai diaspore care se adere. Eu vreau să vă rog persoanele care până astăzi n-au scris cereri de aderare la partid să ia câte o cerere și să o îndeplinească. Eu, așa cum spuneam și la început, mă bucur foarte mult faptul că văd mulți tineri aici prezenți. Este un lucru foarte bun. Și, într-adevăr, cum spune și domnul Bobeică, este îmbucurător faptul că rândurile partidului cresc.
Eu știu foarte bine, nu sunt cu mult mai în vârstă decât majoritatea dintre dumneavoastră, știu cum este să fii tânăr și poate să nu ai foarte mult chef de implicare politică, de partide, de chestii. Vreau să vă spun că un partid, mai ales în Europa, unde există atâtea posibilități, unde există atâtea orizonturi care se deschid, unde există atâta libertate de gândire, de mișcare, de acțiune, de tot absolut, mai ales în Strasbourg, dumneavoastră aveți o mare șansă să fiți în Strasbourg, în inima Europei, unde se intersectează atâtea drumuri, unde vin atâtea personalități în fiecare an, în fiecare lună, în fiecare săptămână, unde se întâmplă atâtea evenimente. De ce spun lucrurile astea? Vă le spun ca să vă garantez că implicarea politică poate și trebuie și va fi neapărat pentru fiecare dintre dumneavoastră un lucru extraordinar de interesant, extraordinar de pasionant și care vă va aduce lucruri noi pentru dumneavoastră personal, în primul rând, adică vă va deschide orizonturi, veți cunoaște lume, oameni cu posibilități importante, oameni cu rețele de cunoștințe importante, oameni cu deschidere, cu funcții importante. Este un lucru extraordinar să locuiți la Strasbourg, să fiți tineri și să vă implicați în politică. Este un lucru foarte bun și eu vă încurajez să deveniți activi și să nu uitați, bineînțeles, niciodată de unde veniți și sunt convins că nimeni dintre dumneavoastră nu uită acest fapt și să nu uitați încă un lucru că în ziua de azi distanțele de mii de kilometri nu sunt decât virtuale, nu există practic în realitate. Distanțele de mii de kilometri pot fi pur și simplu șterse. În sensul că activitatea dumneavoastră aici în Strasbourg poate avea un impact real, pozitiv, asupra dezvoltării Republicii Moldova. Și știm cu toții că Moldova încă, din păcate, se află departe de locul unde vrem să o vedem cu toții, adică de Uniunea Europeană, dar efortul dumneavoastră, munca dumneavoastră, în mod cert va aduce Republica Moldova mai aproape de Europa. Și asta este foarte bine, fiindcă asta este sensul întregii noastre mișcări în ultimele câteva secole. Nu? Dau citire listei care vor participa la votare unui nou lider și a doi vicepreședinți aici la Strasbourg. Deci, membrii ai Partidul Liberal Reformator de la Strasbourg sunt următoarele persoane: Bobeică Gheorghe, Bobeică Svetlana Paladi, Bobeică Cezara, Bobeică Călin, Bobeică Dan Dragomir, Ajder Margareta, Dina Zarea, Crinu Topală, Ana Dumitrache, Alexandru Fluier, Ilie Cataraga, Ileana Vahtin, Valeria Bordean, Bobeică Vasile, Bobeică Lidia, Bobeică Angela și Vecislav Turculeț. Eu personal vă felicit cu această alegere. Felicitări încă o dată și acum propun să trecem la etapa alegerilor conducere. Așa cum spunea domnul Bobeică, este vorba de trei persoane, trei posturi. Unul este de președinte al biroului local Strasbourg al Partidului Liberal Reformator și doi vicepreședinți. Unul din vicepreședinte va avea și sarcina de a asigura secretariatul organizației. Eu propun ca în calitate de președinte al biroului local să-l alegem pe domnul Gheorghe Bobeică, care este, probabil că vă dați seama cu toți, este sufletul comunității de aici din Strasbourg. Este un foarte bun organizator, este o persoană înzestrată, în primul rând un mare sufletist, știe să adune în jurul său oamenii, să-i mobilizeze tot timpul pentru o cauză dreaptă, pentru o cauză nobilă. Am văzut aceste lucruri pe parcursul anilor, fiindcă ne cunoaștem deja de mult timp. L-am văzut în acțiuni propriu-zise, ne-a dat o mână de ajutor și pentru organizarea recentelor manifestări din 24 noiembrie 2013, atunci când diaspora a susținut cursul de integrare europeană al Republicii Moldova. Strasbourgul a fost unul din cele mai active orașe în diaspora noastră. Așa că eu am întreaga încredere și doresc să propun această funcție, să-l alegem pe domnul
domnul Gheorghe Bobeică. Nu știu cum facem. Nu știu, poate mai dăm o candidatură. Mai sunt alte candidaturi, alți doritori care ar dori să, să-și prezinte candidatura? Nu, cred că e normal. Ok. Haideți să votăm. Cine este pentru? Eu n-am să votez doar fiindcă nu sunt membru al organizației, dar cine este pentru, vă rog să ridicați mâinile. Deci, domnule președinte, dați-mi și eu să propun. Am vorbit despre doi vicepreședinți al biroului. Eu propun ca unul din acești vicepreședinți să fie domnul Crizu Topală, un băiat energic, curajos. L-am încercat în toate filmul, la toate manifestațiile noastre politice. Niciodată n-a zis nu. Eu cred că este un tânăr cu mare perspectivă politică de viitor pentru Republica Moldova. Dacă pot să spun da, un cuvânt, da. Susțin propunerea domnului Bobeică în privința lui Crinu, pe care îl cunosc de, de mai puțin timp, dar în, în scurtul răs timp în care am avut ocazia să, să-l cunosc, vreau să vă spun că într-adevăr este un tânăr energic, cu cele mai bune intenții și nu doar intenții, dar și cu capacități de, de organizare. Foarte, foarte impresionante. A răspuns imediat apelului nostru și pe data de 24 noiembrie 2013, așa cum menționam acum câteva clipe. Și părerea mea este că va reuși să atragă după sine în partid tineri, studenți, fiindcă în Strasbourg sunt mulți tineri moldoveni, tineri studenți de-ai noștri. Și cred că este o resursă importantă pentru organizația noastră. Da, vă mulțumesc. Atunci procedem la vot pentru candidatura domnului Crinu Topală. Vă rog, cine e de acord? Toți. Da, felicitări, Crinu. A doua candidatură de vicepreședinte a biroului Liberal Reformator de Strasbourg. Eu propun pe Svetlana Paladi. Ea este doctor în știință. Doamna Svetlana Paladi, într-adevăr, o cunosc la fel de mai mulți ani. Dânsa m-a impresionat tot timpul prin faptul că reușește să fie acel liant, acel ciment al tuturor activităților pe care le desfășoară domnul Bobeică, să-l ajute foarte mult. Este doctor în științe filologice, aici și-a susținut teza de doctorat la Strasbourg, în Franța, ceea ce pentru cetățeanul moldovean este o victorie adevărată în țara asta. Este o persoană dedicată cauzei și care vă va ajuta, vă va susține, mai ales în tot ceea ce privește secretariatul organizației. Cred că este cea mai indicată persoană pentru această funcție. Vă rog să votăm. Cine este pentru, vă rog să votați. Să nu credeți că și pentru ceilalți nu o să fie funcție sau însărcinări de partid. Noi o să ne stărim, în primul rând, pe voi tineri, să vă scoatem așa în fața lumii, să vadă lumea că sunteți, să vadă lumea ce puteți face, că sunteți un viitor al Republicii Moldova. Felicitări!